Înregistrarea unui cont PayPal. Dăm click pe Sign Up. Sus, în dreapta. Se deschide pagina. Selectăm țara dacă nu este selectată. Limba în care dorim să fie contul, 4 limbi disponibile, engleză, franceză, germană, spaniolă. Alegem tipul de cont, dacă este pentru afaceri sau personal. Dăm click pe buton. Se deschide o pagină unde vom înregistra datele personale. Introducem adresa de mail, cea care va reprezenta și ID-ul nostru PayPal. Vom introduce o parolă între 8 și 20 de caractere. Trebuie să avem grijă să fie cât mai sigură. Până scrie strong și liniuța se face verde. Reintroducem parola. Introducem prenumele. Numele. Vom introduce adresa completă pentru cazul în care nu ne ajunge câmpul 1. Vom apela la câmpul 2 de adresă. Introducem orașul. Introducem județul. Introducem codul poștal. Trebuie să avem grijă să fie date reale. Introducem numărul de telefon, ținând cont că trebuie să punem și prefixul de țară. Plus 40 sau 0040. Dacă dorim să adăugăm acum și cardul, vom bifa căsuța pentru adăugare card. Introducem cele 16 cifre de pe fața cardului. Acestea sunt cardurile acceptate. Introducem data expirării, luna. Anul.
introducem cele trei cifre de pe spatele cardului, ultimele trei cifre, dacă nu avem cardul, trebuie să bifăm debifăm această căsuță. Trebuie citite politica de confidențialitate și termenii acestui site. Dăm accept pentru a crea contul, altfel nu vom fi lăsați să-l creăm. Dăm click pe buton pentru a merge la faza următoare. Se deschide o nouă căsuță pentru siguranță. Vom introduce codul din imagine și vom da click pe continua.